Încercarea în limba română a volumelor semnate de George Didi Uderman, în traducerea Laurei Marin, la editura Tact din Cluj-Napoca, e vorba despre volumele În fața imaginii în 2019 și În fața timpului anul acesta, reprezintă un adevărat eveniment editorial. Istoric de artă și filozof al imaginii, George Didi Uderman ne învață cum să privim către imagine și cum să înțelegem relația acesteia cu istoria și cu timpul. Ne învață acest lucru ajutat de niște figuri pe care la rândul lui le recitește, e vorba de Walter Benjamin sau de Abi Warburg sau de Carl Einstein. George Didi Uderman ne pune următoarea problemă extrem de interesantă. Imaginea este cea care creează temporalitate prin intermediul privirii celui care se îndreaptă către ea. Nu e vorba numai despre felul în care timpul se înscrie în imagine, ci și despre felul în care imaginea se înscrie în timpul prezent, despre felul în care ea dă naștere unui alt tip de temporalitate. E o carte pe care merită să o citiți pentru a înțelege că putem, de fapt, vedea, citi și reciti imaginile, nu numai raportându-le la timpul în care au fost create, ci și raportându-le la timpul nostru. Fraza cu care se deschide cartea este ilustrativă pentru tot ceea ce urmează. Întotdeauna, în fața imaginii, suntem în fața timpului.